Relevanța temeliei dogmatice a psaltirii hugenote, zis și psaltirea franceză, pentru o psaltire protestantă românească. Articol semnat de Corneliu Simuț și folosit cu permisiunea autorului. În această lucrare, expresia psaltire hugenotă sau franceză. Coincide cu psaltirea de la Geneva publicată în 1562, a cărei temelie dogmatică o constituie tocmai comentariile teologice ale lui Calvin din Instituțion de la Religion Creștine. Învățătura religiei creștine. Lucrarea are șase secțiuni, fiecare dintre acestea conținând trei tipuri de informații. În primul rând, o prezentare a teologiei lui Calvin despre închinarea în biserică, cu referire la cântările bisericești. În al doilea rând, o exemplificare de natură istorică a modului în care au fost folosiți psalmii, de cele mai multe ori prin cântare, de către protestanții francezi. Și în al treilea rând, o scurtă explicație a modului în care psaltirea hugenotă franceză poate fi relevantă pentru o psaltire protestantă românească, așa cum este cea de față, precum și pentru viața eclesială a comunităților protestante românești din zilele noastre. Închinarea din inimă La temelia psaltirii hugenote franceze stă convingerea, clar articulată de Calvin, că omul e dator să se închine lui Dumnezeu. Problematica închinării la Calvin este o chestiune cât se poate de evidentă, deoarece, susține el, e limpede că omul trebuie să laude pe Dumnezeu atât cu vorba cât și prin cânt. Întrucât este vorba de o activitate care îl are în vedere pe Dumnezeu, aceasta înseamnă că între omul care se închină și Dumnezeu care primește închinarea se stabilește o relație. Prin urmare, Închinarea trebuie să aibă pe lângă un scop clar și un beneficiu pe măsură. Scopul închinării este slăvirea lui Dumnezeu, iar beneficiul se referă la primirea închinării de către Dumnezeu. Iată de ce Calvin subliniază că închinarea se face înaintea lui Dumnezeu și că trebuie să aibă în vedere slăvirea lui. Închinarea însă Chiar dacă se concentrează asupra slăvirii lui Dumnezeu, trebuie în egală măsură să vină din adâncul inimii. În caz contrar, beneficiile închinării sunt nule. Cu alte cuvinte, închinarea nu-și are rostul, chiar dacă la temelia ei stă dorința omului de a-l slăvi pe Dumnezeu, dacă acțiunea în sine a omului, adică vorbele sau cântările sale, nu sunt legate de realitatea personală a profunzimii propriei spiritualități, exprimată de Calvin în teologia sa prin intermediul conceptului de inimă. Dacă inima, adică esența spiritualității personale, nu este activată în momentul în care omul se închină înaintea lui Dumnezeu, aducându-i laude prin cuvinte sau cântări, Închinarea se rezumă la o activitate ce nu depășește acțiunea mecanică a aparatului vocal, în speță a gurii. În ediția latinească, expresia se referă la acțiunea de a cânta cu buzele și cu gâtul, o astfel de atitudine fiind privită de Dumnezeu ca ofensă, de vreme ce, după cum spune Calvin, îl supără și îl mânie împotriva noastră. Indiferent că se exprimă prin cuvinte sau cântări, închinarea înaintea lui Dumnezeu este lipsită de dragoste și reverență dacă cele mai adânci sentimente ale inimii lipsesc: buzele, gura și gâtul fiind singurele organe în sarcina cărora rămâne transmiterea și manifestarea închinării. În această situație, ne avertizează Calvin. Omul nu face altceva decât să se folosească într-o manieră greșită de numele cel sfânt al lui Dumnezeu. Omul își bate joc de măreția lui Dumnezeu. Iată de ce, în teologia lui Calvin, adevărata închinare trebuie să se întemeieze pe trei aspecte fundamentale: Cuvântul, cântarea și inima. Noțiunea de inimă se referă în acest context la suflet, iar sufletul face referire directă la credință. Iată de ce teologia lui Calvin a inspirat întreaga mișcare hugenotă: cântarea psalmilor având un rol aparte în răspândirea credinței protestante de confesiune reformată în Franța. Protestanții francezi s-au folosit de cântarea psalmilor în mai multe ocazii. De pildă, ori de câte ori erau condamnați și executați ca eretici sau când armatele hugenote plecau la luptă împotriva celor catolice. Protestanții francezi foloseau cântarea psalmilor în momente de cumpănă, motiv pentru care relevanța psaltirii hugenote este evidentă pentru bisericile protestante din România contemporană. Ca adunării de credincioși care s-au confruntat cu persecuția în istoria recentă, Bisericile protestante românești de astăzi înțeleg valoarea cântării psalmilor. Dacă pentru protestanții francezi de acum patru secole și jumătate, psalmii au însemnat mângâiere și uh, în necazuri, e ușor de imaginat că ideile și conținutul psalmilor în varianta lor cântată vor produce și ele un efort, un efect similar în bisericile protestante românești. Templul lăuntric În teologia lui Calvin, Dumnezeu poruncește tuturor credincioșilor să se roage în comun, iar acest lucru nu se poate face oriunde. Poporul lui Dumnezeu trebuie să se adune la rugăciune în locuri speciale sau temple, după cum le numește Calvin. Dumnezeu, ne asigură Calvin, nu dorește rugăciunile doar de dragul rostirii acestora. Prezența lui Dumnezeu se manifestă doar dacă închinarea izvorăște din adâncul inimii. În gândirea lui Calvin, caracterul individual al închinării nu le exclude pe cel comunitar. Ideea de templu se regăsește atât în dimensiunea comunitară a închinării, cât și în cea individuală. Închinarea comunitară se realizează atunci când întregul popor al lui Dumnezeu se adună într-un templu extern pe când închinarea individuală se manifestă ori de câte ori fiecare credincios în parte se roagă sau îi cântă lui Dumnezeu în templul lăuntric, adică în profunzimea realității interioare a propriei inimi. Calvin ne asigură că templele externe, respectiv clădirile bisericii, nu posedă niciun fel de sfințenie tainică ce ar putea transforma rugăciunile sau cântările credincioșilor în laude mai bune înaintea lui Dumnezeu. Singura condiție pentru confirmarea caracterului veridic al închinării este sinceritatea sentimentelor personale. Dacă închinarea personală este sinceră și adevărată, adică în duh și în adevăr, atunci cu siguranță că și închinarea comunitară va fi la fel. Pe lângă închinarea personală, prezența credincioșilor la închinarea comună într-un loc desemnat anume pentru astfel de activitate este obligatorie. Iată de ce Calvin insistă asupra faptului că Dumnezeu nu poate locui niciodată în temple făcute de mâini omenești, dacă nu locuiește mai întâi în templele pe care doar el le poate ridica, adică în templele din inimile credincioșilor. În rândul protestanților francezi exista o conștientizare a faptului că Psalmii sunt parte a cuvântului lui Dumnezeu. Iată de ce psalmii erau folosiți atât în închinarea publică, cât și în cea privată, într-o perioadă în care persecuțiile și războaiele religioase erau o problemă constantă a Franței. Protestanții francezi nu aveau sluzbe bisericești ținute regulat. Pe urmare, ei s-au agățat de convingerea că Dumnezeu lucrează singur la slăvirea numelui său prin folosirea psalmilor. În ultimă instanță, psalmii au transformat slăbiciunea protestanților francezi într-o sursă de tărie spirituală în convingerea că persecuțiile sunt o încercare trimisă de Dumnezeu mai cu seamă pentru cei aleși, această convingere fiind întărită prin cântarea de psalmi. Hugenoții au reușit să-și construiască o excelentă teologie practică cu ajutorul psalmilor. Supraviețuitorii masacrelor din noaptea Sfântului Bartolomeu au găsit în psalmi temelia credinței personale. Cunoașterea acestor informații poate ajuta bisericile protestante românești din secolul 21 să-și regândească temelia credinței individuale și comunitare în lumina unei închinări bazate pe conținutul și teologia psalmilor cuvântul lui Dumnezeu. La Calvin, teologia închinării are în vedere că omul există ca ființă creată. Iată de ce, spune Calvin, toate mădularele trebuie să-l glorifice pe Dumnezeu, să se închine înaintea lui aducându-i slavă. Calvin subliniază importanța limbii, care a fost creată cu scopul precis de a pro propovădui și preamări numele lui Dumnezeu, aceasta este esența închinării. Închinarea se face prin cuvânt și prin cântare. Predicarea cuvântului se poate face nu doar prin discursuri publice sau predici, ci și prin cântarea individuală sau comunitară a credincioșilor. Adunarea credincioșilor trebuie să înalțe laude la adresa lui Dumnezeu în public pentru a dovedi că toți credincioșii merg pe același drum. Închinarea publică este importantă pentru mărturia pe care biserica o dă înaintea lumii cu o singură voce. În teologia lui Calvin, conținutul cântărilor bisericii trebuie să fie însuși cuvântul lui Dumnezeu, singurul în măsură să asigure fermitatea credinței și eficiența mărturisirii ei. Convingerea protestanților francezi că psalmii sunt cuvântul lui Dumnezeu este temelia psaltirii hugenote. Cuvântul lui Dumnezeu transformă viața omului în profunzimea sentimentelor lui, prin urmare, trebuie folosite mijloace care au puterea de a pătrunde în inimă. Fiind convins că muzica are această putere, Calvin recomandă abandonarea muzicii seculare în favoarea folosirii doar a psalmilor în cântarea bisericii. Iată de ce în gândirea lui Calvin cântarea psalmilor este esențială pentru evangelizare. Dacă în secolul al XVI-lea comunitățile reformate franceze și-au dat seama de eficiența cântării psalmilor în contextul lucrării de evangelizare, Bisericile protestante românești din secolul al XXI-lea nu ar trebui să le scape din vedere acest aspect fundamental. Propovăduirea și răspândirea cuvântului lui Dumnezeu în contextul secularismului liberal din societatea contemporană este facilitată de includerea în închinarea tradițională a fiecărei biserici românești a unei psaltiri de genul celei hugenote așa cum este psaltirea română din 2012. Rațiune și simțire Pentru Calvin, cântarea în biserică este o moștenire, o realitate extrem de veche ce se suprapune chiar cu perioada apostolică. Calvin oferă în această privință exemplul apostolului Pavel, care în textul din 1 Corinteni 14 cu 15 spune că va cânta citez cu Duhul, dar și cu mintea, închei citatul. Un alt text la care face referire Calvin este și cel din Coloseni 3 cu 16, unde același apostol Pavel scrie, citez, învățați-vă unii pe alții cu psalmi, cu cântări de laudă și cu cântări duhovnicești, cântând cu mulțumire în inimile voastre. Închei citatul. Această convingere teologică exprimată de Calvin prin citirea celor două texte reflectă o antropologie holistică ce expune ființa umană în totalitatea ei înaintea lui Dumnezeu. Omul ca întreg, minte și inimă, trebuie să-și exprime mulțumirea față de Dumnezeu prin cântare această atitudine evidențiind o stare de normalitate și corectitudine duhovnicească în relația fiecărui om credincios cu Dumnezeu. Cântarea trebuie făcută cu Duhul, dar și cu mintea, întrucât corectitudinea și eficiența relației personale a credinciosului cu Dumnezeu presupune o participare totală din partea celui din tâi. Duhul și mintea se completează reciproc tocmai pentru a fi evitate extremele mai întâi cântarea fără duh, care se transformă într-un simplu act artistic, iar apoi cântarea fără minte sau rațiune, care, cel mai probabil, nu se ridică nici măcar la nivelul unui demers artistic. Iată de ce, în gândirea lui Calvin, duhul nu lucrează fără minte și nici mintea fără duh, această colaborare garantând caracterul duhovnicesc al cântării din biserică. Acest echilibru dintre minte și duh a garantat permanentizarea cântării psalmilor în Franța, într-o perioadă în care situația socială, politică și religioasă nu erau deloc favorabilă protestanților. Interesant este însă faptul că și catolicii cântau psalmii, uneori chiar pe cei versificați în franceză de poeții umaniști cu vederi protestante ca marot sau chiar de personalități calvine ca debezi. Astfel, cântarea psalmilor versificați devenise o adevărată modă bisericească în prima jumătate a secolului al XVI-lea. O modă imposibil de oprit, în ciuda interzicerii cântării în limbă franceză a psalmilor de către doctorii în teologie ai Universității Sorbone. Evident, decizia acestora a fost ignorată atât de protestanți cât și de catolici. Lucrurile au escaladat însă odată cu apariția între 1541-1562 a edițiilor de psalmi versificați la Geneva, sediul reformatorului protestant Calvin. Fapt care a stârnit reacții și critici categorice din partea liderilor catolici. În 1551, de pildă, Partida Catolică se plânge că bande de protestanți cântă pe străzi psalmii lui Marot. În 1558 au loc lupte de stradă în Paris între cântăreții de psalmi din partida hugenotă și catolici, situație care l-a determinat pe Henry al II-lea să interzică cântarea psalmilor în public. Protestanții francezi au refuzat să se supună deciziei regale, cântarea psalmilor nefiind abandonată nici în public, nici în închinarea privată. Popularitatea de care s-a bucurat cântarea psalmilor francezi s-a datorat nu în ultimul rând pregătirii umaniste a autorilor, poeți și melodiști, care au știut să folosească cu măestrie artistică un text simplu, o melodie generoasă, evidențiind paralelismele, simetriile, metaforele și imaginile psalmilor biblici. Marot și Debes au rămas fideli textului original. Prin urmare, Psaltirea hugenotă are un puternic mesaj poetic, o linie lirică foarte simplă, un puternic mesaj didactic, imagini juxta, juxtapuse și antitetice menite a înlesni înțelegerea și memorarea textului. De asemenea, fiecare silabă corespunde unei singure note muzicale cu scopul vădit de a cânta cuvintele într-o manieră inteligibilă și cât mai ușor de asimilat. Toate aceste trăsături specifice psaltirii hugenote se reflectă în psaltirea renascentistă franciză, tradusă în limba română în 2012, care preia nu numai melodia psalmului hugenot, ci și structura strofică, metrică și rima psalmului francez și creează un text nou, fidel textului scripturii și bazat pe tradiția poetică românească. Relevanța psaltirii hugenote pentru cei de azi nu constă doar în calitatea sa de a transmite prin text și conținut cuvântul lui Dumnezeu, ci și în calitățile sale de capodoperă muzicală, gândită tocmai pentru a facilita transmiterea mesajului lui Dumnezeu într-o manieră simplă și ușor de memorat. Iată de ce bisericile românești contemporane pot folosi psaltirea hugenotă pentru întocmirea unei psaltiri proprii, proprii dacă vor să-și înnobilizeze și să-și îmbunătățească arsenalul misionar în lucrarea de evangelizare. În acest sens, a fost și realizată Psaltiria Renascentistă franceză din 2012, o replică originală a celei franceze. Seriozitate și moderație. Cântarea în biserică, ne asigură Calvin, nu se face oricum. Înainte de toate, credinciosul care se închină lui Dumnezeu prin cântare trebuie să fie conștient că se află înaintea lui Dumnezeu și înaintea îngerilor săi. O remarcă ce subliniază din nou importanța, pe de o parte, a legăturii directe dintre spiritualitatea individuală și comunitară, și pe de altă parte, a existenței lumii spirituale în care ființează Dumnezeu și îngerii. Iată de ce, după părerea lui Calvin, cântarea bisericii trebuie să fie caracterizată de seriozitate, de gravite în egală măsură, Calvin ne asigură că în biserici, cântarea nu este exclusiv un mijloc de exprimare a laudei credincioșilor înaintea lui Dumnezeu, ci și o modalitate de a îmbunătăți calitatea rugăciunii. Cântarea încurajează inimile credincioșilor, pregătindu-le pentru rugăciune. Rugăciunea înălțată în urma cântării poate fi caracterizată de un entuziasm vădit, crescând în sufletele credincioșilor. La acest punct însă, Calvin semnalează posibilitatea apariției unei atitudini ce pune în pericol caracterul autentic al închinării bisericii prin cântare, anume o prea mare atenție acordată esteticii muzicii în defavoarea semnificației spirituale. Iată de ce, subliniază Calvin, credincioșii trebuie să fie extrem de prez Prevăzători ca nu cumva să-și lase urechile să fie prea atente la armonia muzicii, iar sufletele să scape din vedere înțelesul duhovnicesc al cuvintelor cântării. Cântarea bisericească, prin urmare, trebuie să fie caracterizată de echilibru sau moderație, moderațion, aceasta fiind în măsură să confere sfințenie și sănătate duhovnicească. În psaltirea hugenotă, ideea de protecție a lui Dumnezeu se încadrează în semnificația generală a psalmilor, care se referă la trei aspecte. În primul rând, la contextul originar din Vechiul Testament, care descrie suferințele lui David și biruința sa împotriva dușmanilor. În al doilea rând, la contextul secundar din Noul Testament, care vorbește despre suferințele și biruința lui Hristos. Și în al treilea rând, la ceea ce se poate numi contextul terțiar, tot din Noul Testament, care amintește despre suferința și biruința bisericii. Prin urmare, Psaltirea hugenotă are la bază două concepte fundamentale: suferința și biruința. Acestea rezultând mai cu seamă din contextul original și cel terțiar în timp ce contextul secundar, cel cristologic, este prezent oarecum într-un plan secund. Din punct de vedere teologic, însă, cristologia este esențială pentru psaltirea hugenotă, pentru că, deși suferă în calitate de membri ai Bisericii, credincioșii se identifică cu suferințele, dar și cu biruința lui Hristos. Astfel, protecția și biruința sunt oferite Bisericii în general și credincioșilor în particular de către Dumnezeu Tatăl, cel prezent în mod vădit în formulările filologice-teologice ale psalmilor, și în care Hristos poate fi văzut doar pe baza unei hermeneutici retrospective care asociază mesajului inițial al psalmilor perspectiva soteriologică oferită de Noul Testament și de învățătura lui Hristos în ansamblul ei, aspecte esențiale pentru înțelegerea mesajului transmis de psaltirea hugenotă ca parte a închinării Bisericii Protestante franceze. Bisericile protestante românești trebuie să-și însușească principiile teologice fundamentale ale psaltirii hugenote, cel puțin în privința conștientizării propriei istorii caracterizate până nu demult de persecuție. Protecția lui Dumnezeu fiind vizibilă de vreme ce bisericile au adănuit până astăzi. Contextul contemporan al bisericilor protestante românești nu cuprinde persecuția. Însă ideea suferinței umane, cuplată în mod inevitabil și necesar cu realitatea protecției divine, trebuie să rămână o trăsătură constantă a teologiei oricărei biserici. Psaltirea hugenotă oferind în această privință cel puțin o mostră de teologie practică ce poate revitaliza închinarea bisericilor protestante românești din perioada actuală. Prin urmare, psaltirea hugenotă poate contribui în mod hotărător la întărirea credinței protestanților români prin exemplu oferit pentru redactarea, publicarea și răspândirea unei psaltiri protestante românești zidirea lăuntrică Calvin este cât se poate de clar când scrie că rugăciunile și cântările bisericii trebuie aduse înaintea lui Dumnezeu spre zidirea întregii biserici. Iată de ce susține Calvin credincioșii care se închină înaintea lui Dumnezeu trebuie să țină cont și de faptul că printre ei e posibil să fie oameni care nu înțeleg ce se petrece la slujbele bisericii față de acești oameni credincioși trebuie să, trebuie să, dea dovada de dragostea față de acești oameni credincioși trebuie să dea dovadă de dragostea și omenia care se reflectă prin simplitatea închinării. Calvin se folosește aici de cuvintele apostolului Pavel din 1 Corinteni 14 care amintesc că omul care vine la slujba bisericii trebuie să fie în stare să spună amin, împreună cu credincioșii, iar aceasta înseamnă că trebuie să înțeleagă ce spun sau ce cântă aceștia. Toți cei prezenți, credincioși sau nu, trebuie să fie în stare să priceapă despre ce e vorba când biserica se adună să laude pe Dumnezeu la slujbele publice. Necesitatea de a avea o închinare pe înțelesul tuturor trebuie să se manifeste atât în sfera comunitară cât și în cea individuală. Cu alte cuvinte, închinarea prin rugăciune și cântare trebuie să fie înțeleasă atât de credinciosul care se roagă sau cântă singur, cât și de adunarea tuturor credincioșilor care se închină înaintea lui Dumnezeu în public. Dragostea inimii, este de părere Calvin, este singura realitate spirituală care poate stârni limba și, de fapt, întregul corp. La o închinare publică adevărată și plăcută înaintea lui Dumnezeu. O astfel de închinare adevărată și plăcută înaintea lui Dumnezeu, după cum o descrie Calvin, dovedește o relație strânsă între Biserică și Dumnezeu, manifestată mai cu seamă prin intermediul lui Hristos și lucrării lui. Aceasta din urmă este cunoscută Bisericii cu precădere datorită suferințelor lui Hristos pe care biserica trebuie să le accepte până la nivelul la care fiecare credincios în parte și le asumă. Suferințele în cadrul protestanților francezi au fost provocate de persecuțiile la care erau supuși de către biserica catolică. Psaltirea devenind în acest context o modalitate de luptă împotriva prigoanei, dar și de acceptare a acesteia. Astfel Psaltirea hugenotă a ajuns să fie folosită ca rugăciune de către Biserica prigonită, accentul fiind pus pe suferința individuală și colectivă a celor credincioși. De asemenea, psaltirea a ajuns să fie folosită ca exprimare a convingerii că nimeni și nimic nu poate distruge Biserica, în ciuda faptului că în anumite momente ale istoriei credincioșii își pierd viața pentru credință. Întrucât dragostea de Dumnezeu este dădătoare de viață în Hristos, protestanții francezi erau convinși că ascultarea față de legea lui Dumnezeu nu este doar o obligație, ci și o mare plăcere pentru cei credincioși. Noaptea Sfântului Bartolomeu avea să pună la mare încercare această convingere teologică. În ultimă instanță. Această noapte nu a fost considerată de protestanții francezi un eveniment datorat unor cauze externe bisericii, ci o decizie justată luată de Dumnezeu însuși pentru pedepsirea păcatelor lor. Păcatul e natural și inevitabil, însă nu trebuie considerat un motiv de disperare, deoarece Dumnezeu nu încearcă credința pentru ca noi să putem să învingem păcatul. Prin urmare, deoarece Dumnezeu ne încearcă credința pentru ca noi să putem să învingem păcatul. Prin urmare, dragostea lui Dumnezeu e mai puternică decât păcatul, Dumnezeu însuși fiind cel care ne oferă o nădejde în propriul viitor, ca să putem înfrânge frica, inclusiv cea generată de perspectiva sau realitatea persecuției. Întrucât persecuția nu mai este o realitate curentă pentru bisericile protestante românești din secolul al XXI-lea, folosirea unei psaltiri inspirată din cea hugenotă își poate dovedi eficiența în eforturile misionare ale bisericii, mai ales dacă aceasta își desfășoară lucrarea de evangelizare în zone unde persecuția este fie reală, fie posibilă. Dar chiar și în absența persecuției, Biserica este obligată să-și revizuiască toate învățăturile pe baza Scripturii. Iar dacă Scriptura, prin vocea psalmilor, pomenește despre pricoană, atunci biserica trebuie să ia în calcul această posibilitate. Așadar, psaltirea hugenotă din secolul XVI-lea, în versiunea românească, poate fi o modalitate eficientă în secolul al XXI-lea pentru bisericile protestante din România. Mai cu seamă dacă aceasta o transformă într-o psaltire proprie, nu doar de revitalizare și înnobilare a închinării bisericii prin cântare, ci și de reînnoire a temeliei dogmatice a învățăturilor pe care bisericile și le extrag de pe paginile scripturii. O psaltire românească cu rădăcini în psaltirea hugenotă nu poate decât să ofere un nou suflu atât în domeniul muzical, cât și pe plan teologic, bisericiile protestante românești beneficiind din plin de caracterul profund spiritual al cuvântului lui Dumnezeu ce se regăsește cu precădere în textele psalmilor. Concluzii Ca fenomen bisericesc, artistic și cultural apărut în secolul al XVI-lea, psaltirea hugenotă franceză a definit identitatea și viața protestanților francezi într-un context istoric bulversant, marcat de războaie religioase și persecuții crunte. Psaltirea hugenotă franceză a reușit să păstreze însăși existența comunităților protestante franceze în ciuda tuturor eforturilor de anihilare îndreptate împotriva acestora prin mijloace politice, ecleziastice și militare. Psaltirea hugenotă a reflectat teologia lui Calvin cu privire la închinare. Ea s-a impus în rândurile protestanților din Franța și din toată lumea tocmai pentru că reflectă cu acuratețe esența cuvântului. Calvin scria că închinarea bisericii trebuie făcută din inimă, socotită templul lăuntric al laudelor pe care credinciosul le aduce lui Dumnezeu. Închinarea trebuie să aibă la bază cuvântul lui Dumnezeu, trăsătură care caracterizează în primul rând întreaga psaltire hugenotă, rațiunea și sentimentele fiind folosite deopotrivă în timp ce credincioșii îl laudă pe Dumnezeu prin cântare. Închinarea, scria Calvin, trebuie să fie în egală măsură o încercare de îmbinare a seriozității și moderației menite a contribui din plin la zidirea lăuntrică a tuturor credincioșilor. Toate aceste trăsături ale psaltirii hugenote, izvorâte din teologia lui Calvin, pot sta la baza unei psaltiri românești, aceasta din urmă fiind o dovadă că biserica română poate fi revitalizată printr-o închinare ce are la bază însuși cuvântul lui Dumnezeu din psalmii.